Salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou video. Bă, fraților, bă, mai țineți minte când am zis că făceam eu în episoadele trecute că v-am zis că uitați cum mi-am spart telefonul, că nu știu ce. Eu sincer ziceam că nu am nevoie de altul. Ăsta este telefonul meu în momentul de față. Este un iPhone 4 de vreo 6 ani, de 2 ani al meu și astăzi, mă rog, acum câteva zile a ajuns în halul acesta. Nu prea mai văd nimic pe el, dar am noroc că știu tastatura pe de rost și ziceam eu că, bă, eu nu am nevoie de alt telefon, de ce dacă am un calculator ok să am nevoie de telefon, pe telefon doar scriu pe mail, sincer ascult muzică, mai răspund la comentarii pe YouTube, etc. Dar s-a întâmplat ca să vină, hai să zicem, unchiul meu, pentru că este soțul mătușii mele. Deci să zicem că un fel de unghi de al doilea, să zicem, cred că ar trebui să fie așa. Ei stau în Franța și au venit și uitați ce s-a întâmplat. Pac, omul mi-a dat să dau mai tablete de telefon. Deci eu stăteam în bucătărie și mâncam și a venit la mine și a zis, uite, poftim, asta e pentru tine. Și mă gândeam, ok. Și am scos chestia asta din pungă, da? Mă rog, era o pungă împachetată și era tamai tableta asta, bă, mi-a picat fața, mă, deci mi-a picat fața, mă, și nu vreau să vă arăt camera, pentru că vreau să fac în curând turul camerei. Și revenind, sunt foarte ok, eu nu sunt obișnuit cu Android-ul, cu ce-i asta, în schimb, bă, nici nu știu cum să-l închid morții lui de telefon, uite așa. Faza e că, nu știu, o să încerc să mă obișnuiesc. Data asta o să avem în sfârșit vloguri de calitate, pentru că filmează în 1080p. Ceea ce mă uimit, bă, merge în 1080-60fps pe YouTube. Deci ce dracu vrei mai mult de atât? Are cameră super tare, în sfârșit, uitați-mă pe mine, salut. E super fain și nu știu, am rămas foarte uimit, pentru că vezi puterea exemplului. Adică să spui că totuși nu ai nevoie. Iar atunci, opa, hai să schimb, bă, am dat pe un F11, bă, morții, hai să dăm așa, măcar să vadă ce ne lua acolo, nu? Vezi puterea exemplului când zici că nu ai nevoie și totuși o ții pe ale ta, o ții pe a ta acolo, că, bă, frate, de ce aș avea nevoie, că să te limitezi la puțin și uite așa vin lucrurile bune. Nu știu, am rămas foarte, foarte surprins de gest, e, nu știu, adică să treci la o chestie de asta. Oh my gosh, adică uite-te ce... Uite-te cum arată, frate, adică ăsta abia mai merge, bă, abia mai merge. Opa, te-ai și trezit, adorm la loc acolo, că, mă rog, se vede și pe aici când îl mai deschid, se vede lumina morții. Mă rog, bă, nu știu, în sfârșit o să avem și noi vloguri de calitate, o să fie mai fain și, nu știu, întotdeauna limitați-vă la puțin și gândiți-vă că nu trebuie să aveți totul și atunci o să aveți totul. O zi frumoasă, bă, pa, pa!